mașină în capăt. Păi de ce să pierd vremea degeaba dacă nu poți bani în cala țară? Că mâine e sărbătoare. Înțelegi? Așa vin și astăzi și mâine și mi-au luni. Bună dimineața. Acum am făcut, acum am urcat. E sărbătoare, mă, degeaba. Era la masă și m-am făcut o durere de stomac, nu m-a pus să mă nimic. Sper să mă țină până la mâine. Mai mă opresc în benzinărie pe undeva. Am făcut și eu ieri. Am mâncat în seara, am ajuns la Bacău, am băut vreo două beri și am luat un burger. Îl l-am întors colegul ăla și a luat o shawarma de aia la farfurie. N-am putut să mănânc burgerul ăla decât jumate, ăla la fel, pizza, shawarma aia era prea mare. Băi, Lucian, după aia m-a luat burta mâncată, dar dureri, nu... Bă, așa era bun. Era la masă și într-o dată a început să audă niște... Azi dimineață... Parcă zice că e combină. Când am venit, că am venit azi dimineață, ieri dimineață, pe la 6 eram la gară, de-abia am ajuns acasă, m-am culcat. Și n-are rost să pierd vremea degeaba, că dacă mâine... A sunat doamna Negus că a venit Gabi să-i trimită alea la și? București. Și? Ce să-i face? Nu știi cum faci, lasă-mă că te-a seară. Te văd drept. Așa că mâine mergem la muncă de pază. Tot dă? Da. Nu mai ține sau dă? Dă afară, nu s-o oprește. Nu s-o mai oprește? Te-ai uitat la sus, la aia, la senzorul ăla? M-am uitat de lângă ăsta, nu? Mă gândeam să... Am văzut niște plutitoare manuale, cum erau. Da, știu, bine a fost pe de la manualul, dar...